Traseul național Scoleni-Ungheni-Chișinău va fi reparat în întregime. Va fi construit un drum de ocolire a orașului Ungheni și un pod nou peste râul Prut. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a făcut aceste promisiuni în timpul unei vizite de lucru la Ungheni. Valeriu Diaconu ne spune mai multe despre aceste planuri. Ministrul Transporturilor Anatol Șalaru a susținut în cadrul unei întâlniri de lucru cu primarii și conducerea raionului Ungheni că până la finele anului 2014 va fi reabilitat total drumul național Sculeni-Ungheni-Chișinău. Pentru dumneavoastră, noi am în luna ianuarie va fi anunțată licitația pentru 5 sectoare de drum Chișinău-Ungheni-Sculeni. În 2014, de la Chișinău până la Sculeni, se va circula pe un drum nou, drum reabilitat. Asta nu înseamnă drum reparat. Drum reabilitat înseamnă drum făcut de la zero. Tot până la finele anului 2014 este preconizată și finisarea unui drum de ocolire a orașului Ungheni, care va fi legat cu un nou pod rutier peste Prut, care va fi construit în comuna Zagarancea din nemijlocită apropiere a orașului Ungheni. Drumul de ocolire a orașului Ungheni, am obținut un grant de la Uniunea Europeană de 16,2 milioane de euro. Podul peste Prut va fi finanțat de partea română din cei 100 de milioane de euro pe care îi acordă ajutor statul român în Republicii Moldova. Finul anului 2014 lucrările vor fi terminate. Ministrul a ținut să accentueze că pentru realizarea acestor proiecte este de dorit să nu se schimbe puterea politică în țară. Dacă vor reveni comuniști la guvernare, nu cred că vor continua aceste proiecte, fiindcă sunt proiecte începute de noi, câștigate de noi și banii s-au dat numai datorită faptului că noi am venit la guvernare și am demonstrat că putem fi competenți, putem fi corecți, putem fi productivi. La finele întrunirii, ministrul a răspuns la întrebările primarilor din raion și a specificat că toate problemele trebuie rezolvate cu forțele comune ale guvernării și administrațiilor locale.